Luli. Gavanța ascunsă-lea este jocul nostru, cu Scrufi-cățelul și prietenii lui. Gavanța ascunsă-lea e frumos să te joci cu Scrufi-cățelușul. Îi place să alerge și să se distreze și să descopere în fiecare zi. Cu un nas fin și rapid de picior, Scrufi e prietenul tuturor. Așa că vino și joacă-te cu Scrufi-cățelușul și prietenii. Lui Scrufi îi place toamna, când sunt frunze peste tot. Așa că s-a dus în grădină să se joace și și-a invitat și prietenii. A dat din coadă, a lătrat bună și și-a invitat prietenii să-l urmeze. Hipopotamul, puișorul, fluturașul, vulpea și o broască puțin răcită. Bine ați venit, dragi prieteni! Bine ați venit! Vreți să ne jucăm de-a vața ascunselea? Da, ne-ar plăcea! Se bucurau că au venit, pentru că de-a vața ascunselea e un joc grozav. Scrufi a închis ochii și a numărat până la 10, ceea ce e puțin cam greu, în timp ce prietenii lui au căutat unde să se ascundă în grădină. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 și 10. Unde ar putea fi? Hai să căutăm. Cine e acolo în coș? Puișorul! Știam eu! Iupi! Am găsit deja un prieten. Dar unde pot fi ceilalți? Poate-i vezi tu. Scrufi este nerăbdător și energic. Uite pe cine a găsit după masă. Hipopotamule, te-am găsit! Am găsit doi, dar unde sunt ceilalți? N-am nicio idee. Uite, în hamac, cine poate fi acolo? E vulpea, o vezi? Te-am găsit! Am găsit trei! Dar unde pot fi ceilalți? Cine se ascunde în spatele cutiei de scrisori? E fluturașul, a spus Scrufi. E așa de interesant, am găsit patru. Acum nu trebuie să mai găsesc decât unul. Dar unde e broasca? Lipsește. Scrufi și prietenii lui au căutat peste tot. Pe pământ, în copaci. Când deodată au auzit un strănut care s-a auzit dintr-o grămadă de frunze. Hei, e broasca și e răcită. I-am găsit pe toți cinci. V-am găsit pe toți. Hai să ne jucăm și mâine de-a vața ascunselea. Ha!